Salutare, prieteni! Bună ziua! Am zis să nu mai vorbesc, să cucur aprilie, că nu-i frumos. Mănânc de supărare. De supărare că vreau să mă apuc de treabă și nu prea am spațiu aici. Trebuie să mai scot din lucruri. Mă mănâncă la asta. Să vezi, Cadar, cu cine mă cer? Mă cer cu Ilie. Surpriză! Oh, lor. Mă cer cu Ilie. Că de ce tot ce scoate porcul, dă gunoaiele alea la mine, resturile alea, le dă la mine acolo așa, după casă. Păi da, le împinge aici. I-am pus un vas. I-am pus un vas acolo să le adună în vas măcar. Lângă, bă, dar unde stă porcul da, acolo, știu. Lângă grătar. Nu, Ilie le aruncă în coa, nu le ia. Da. I-am făcut balamul cu porcul, nici în pod nu poți să te duci, pentru că porcul are gărdulețul pe aici așa. Nu, e tras până în perete. Da. Am zis să mănânc puțin, pentru că e târziu. La noi prima masă, acum e târziu. Oricum, nu e târziu. Da, nu e dimineața. Mâncăm târziu și mâncăm mult. Odată, de ani e rău. Pentru că nu mâncăm o pâine prăjită, nu mâncăm ceva de dimineață, un iaurt sau ceva. Asta suntem noi, mâncăm târziu și mâncăm carne, direct. Băgăm carne pe stomacul gol, direct. Și așa, orice inventat, mă mănâncă nasul rău. Și iute și uite să mănâncă de asta. Nu știu cu cine mă cer, trebuie să mă feresc. Și am mâncat o stră, roșie, un pic de ardei, dar nu e iute. E frumos așa. Da, e de la așa verde, nu un e iute. Un pic de bruză, ia mă mănâncă tot nasul, tot. Mai e de tot. Și am mâncat un pic de carne de la... o petrecere. Am mâncat un pic de pastramă de aribită, un pic și de asta, slăninuță, un pic. Las că e bun, că seara nu prea ai mâncat de tine, te-ai uitat mai mult așa, ai gustat. Am mâncat așa seara. Dacă ei nu mănâncă, Alina a ieșit afară, pentru că-l căuta patroana. Pe aici. Păi da. Ce aveam el? Vreau să mănâncă nasul. Voia la dentist, dar noi am spus că noi mâine mergem la dentist, că atunci avem programare și dacă... Păi nu poate să mănânce da. Pârjoalele alea. De aia, da. Vrea să pună dinții, că ești să mănâncă pârjoalele care le-a primit. Și am zis, hai să mănânc, dar eu mănânc încet, așa, nu pot să mănânc nici repede. Ce să văd ce fac aici, în spate. Trebuie să-mi pun un batic în cap, că ce e acolo de pe aia, în jerul, să-mi cadă în păr. Trebuie să fac ceva. Aici, în spate, nu mai suport. Sunt niște burturi de ani de zile. Nu le-am mutat, dar acum cred că trebuie să le mișc. Să le ia pe acolo. Să mă aranjez aici. Dar ceea ce mă enervează, pentru că nu pot să țin ușa deschisă. Deloc. De ce? Unde? Nu știu. Alin? Cred că e la patru. Alin, tu l-ai căutat în față la noi, ce să fac Alin singur în față la noi? Du-te la Leo sau acolo, vezi. A, bine, lasă-l. Du-te. Și... pentru că a făcut ravaje porcul. A și slăbit. S-a făcut un schilot. Păi, cred că nu-i de la timp să mănânce Ilie, să duce pe acolo prin spate, dar cred că uite, stai cu altă treabă. Când i-am pus eu pâinea mea într-o oală de inox, avea niște făi de varză, o tururi de la varză. Da. Și eu i-am dat pâine ce am avut pe aici, toată i-am mai iat-o. Apă călduță, nu știu ce-i face Ilie. Acum nu aranjează grătarul. Grătarul, iar, s-a pleacă la mare cu picioare să iasă porcul. El nu ridică drept să pună. L-a lăsat tot așa, mai un pic să dărâmă, iasă porcul, iar prin curte. Și a pus o blană, omul. Eu nu știu ce omul, dar nu leagă de stâlpul ăla de fier, să leagă sârbe, grătarul la capete cu sârbe, cu patentul. Grătarul să stea, țapă. Sau măcar să-i pună ceva acolo greu, să nu mai aibă locul unde a pus un aragaz ăla de... Avea un aragaz pe curet, că l-a primit de mult de la Tobi din Italia. Mm-hmm. Era bun la el numai cuptor, cuptorul făcea era bine, prăjitură, pâine. Stă și aragazul de-aia aplicat mai departe, nu stă la grătar, nu știu, nu știu ce face Ilie ăsta, că le face de-al doasălea.
Am văzut că Ilie, acum 2-3 zile, vrea să facă un grătar acolo cu ei în spate. Nu mâncă. Și butelia n-avea garnitură. Și-a pus așa. N-avea nimic. Și-au renunțat aia la grătar de frică să nu explodeze. Va veni doar să mai dat-o garnitură la mine, că eu am. Eu îmi iau ce-mi trebuie aici, tot. E comic, Ilie. Și garnituri, am pacient, am chei, tot aici, am setar într-o... Noi ne facem provizii. Am într-o cutie așa. Eu am de toate aici. Pe și o sârmuță, dacă o găsesc, o pun în cui. Orice. Ciocan, orice ca să am. Să nu mă duc să caut când îmi trebuie. Păi nu știi când îți trebuie. Orice mi-am pus aici așa într-un colț, ca să știu. Și ați de aia delicat, orice. Și așa e cu Ilie. Ilie e ca în desene animate. Cum o legai la porcul ăla de când a adus porcea, tot așa, tot scapă porcea. Nu mai e. Un porc. Da, și ăla slăbit. Ți-aduce aminte cum am să nu pe ipii curte. Și când a tăiat bei de pași, nu mai se mărat pe lătava. Era da, slăbisă. Da. Slăbisă și așa și porcul, nu? Da, trebuia un pic de paie acolo să stea și el, recivietul ăla, ud. Îți dai seama că a făcut și la plămâni, cred că vor. Udeală, că varsă alea, vasele. Hai, găsit pe Alin. Tu nu mănânci, David? Nu mănânci. Vrei? Ești tocat, nu-i ani. Sunt ouă, am mâncat, dar iară târziu, după ce am mâncat noi la masă, am mâncat. Sunt ouă, ocuri. Dar dimineața când se trezește, este nu. Ouă, proaspete. De ce nu mâncat? Nici eu nu pot dimineața. Uite cum m-am trezit. Măi, nu. Nu pot. A, păi voi. Nu sunt obișnuită. 2-3 ore după ce mă trezesc, nu pot să mănânc nimic. Dar nu e bine, că toată lumea l-a zis. Eu am ieșit afară, că au luat toate din lui. Și ce era pe acolo, pe lângă stâlpa, a durat, dar trebuie o grevă. Ca să iau din iarbă, tot ce a rămas. A rămas toate bâncărurile, toate oasele. Dar trebuie greba. Păi rămân din cauza câinilor care sunt păstrăzi, că vin, mai mănâncă, mai se uită. Bine mai... că l-au luat. Era foarte mult bună și de la noi și de la ei. Era plin. Bine că l-au luat oamenii. Ha. Mănânc și iar m-a luat. Pune puțin pauză de mine. Afară e frumos așa. A ieșit soarele. A apărut și grătarul. Să vă arăt că nu stau cireșele ăștia de loc. De ce să scutură ele? Fără să le scutură nimeni. Cad pe jos. O grămadă sunt pe jos. Și în rond. O să iau și lui David să mă zui. Ai și soare așa, e plăcut afară. Pomul acela e uscat, nu mai are nicio frunză, l-ar trebui tăiat de jos. Tăiat definitiv. Să vină cineva cu drujba să-l taie. Trandafirii mici s-au făcut frumos. Ăsta mi l-au pus în pământ, pomul ăsta, în frunz, dar n-a prins. L-a pus patroana, era aia de afară din stradă, l-a pus aici, dar n-a prins deloc. Am o viță așa care am putut să le puțin așa până caut un par mai mare. Am legat-o așa puțin, să nu se rupă. Chiar că n-am prins asta, nu e bun. N-are. Sunt doi pom care trebuie tăiat. Nu le merge bine deloc. Aici am mutat. Am tăiat definitiv, de jos. Are pe o parte. Un pic are. Dar și restul nu mai e bun nimic la el, la pomul. Vegetarul lua linte de cărbun o grămadă. Dar și dacă e plin cu cărbun, vă dați seama cât de frituri face. A lumea, e și mare, dar trebuie și plin. Vreau să fac nimic, eu cam dat în față, vreau să fac acolo în spate, am o grijă, așa cum văd acolo ce e, să fac puțin,
să vărui acolo, dar trebuie să dau la o parte alea ce am pe acolo tot, ca să fac loc. Și nici n-am apelat să iau pe nimeni, vreau să dăm noi, să fac eu. Dar ce să mai dau la altcineva să facă, dar nu pot să fac eu. Nu e așa de greu. Trebuie să iau mătura asta veche. Și părașul. Părașul l-am rupt când... Un pic l-am rupt când am adunat în stradă cu el. Pentru că trebuie să iau pe engine să curăț tot peretele la care s-a cucit și o să-mi cadă în cap. Trebuie să-mi pun ceva în cap. Păi așa, dacă stăm, ce facem? Dacă nu m-am dus încă la servici, trebuie să fac treabă, ceva. Mi-a fac pe acasă ca să las totul făcut până mă duc la muncă. Da, vii să joc la bilier. Singură acum, fetele nu sunt la Gia. N-a ieșit încă. Mătura asta o să pun în spate. Mâncare nu facem deocamdată, mâncăm roșii, plângă, carne de aia frictă. N-are rost să gătesc ca iurea așa, să pun, hai gata să fac mâncare. Mai ești o cană. Aia nu mănânc. Mâncă și noi mai ușor. Dacă tot am primit mâncare aceea, trebuie să o mâncăm. Mai e cotoiul cu tira, nu mai arăt cotoiul de curcan. Atât de mare. E frumos acolo, dar nu prea am unde să merg la primarie. Să ies, nici copiii nu vor la primarie când ies. Nici are din Leonardo, merg pe jos să mergem cum mergeam de mult în oraș, undeva. Am chemat și pe Leonardo, acum era mama lui. L-am chemat, hai Leonardo și noi la... Aici, la terasă, la un suc. Hai să ieșim. Nu, nu vrea. Ale duce atât, ale să duce singur, că e mare. Nu vrea să mai meargă cu mine, să-l țin eu de mână, să nu aleargă, să nu treacă strada. Nu. Așa că trebuie să mă duc singură. Să mai ies la o cafea. Prea de tot am luat-o, stă numai în casă și în curte și... La mama nu prea mai mers, am vorbit cu ea în fiecare zi. Vorbesc cu ea. Dacă e bine, să dea Dumnezeu să-i fie bine. Să nu fie bun la apă, până cu pastile, cu ăștia, mai mă duc la farmacie. Mai se duce și ea cu nepoții ei. Cu cine apucă? Așa că vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă, plăcută și multă sănătate. Pa, pa!